Afacerea CET Marea Dezmembrare merge ca pe roate, însă e lipsită de transparență. Asta spun aleșii locali de la Brăila, care și-au pierdut încrederea în corectitudinea celor care se ocupă de procedura de insolvență. Acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local Municipal la adunarea generală a acționarilor CET Brăila. Practic, s-a dorit reluarea procedurii de selecție a administratorului judiciar pentru a îndepărta orice bănuială cu privire la neregulile ce au tot apărut în cursul insolvenței CET. Simona Drăghincescu a fost printre cei 4 consilieri care s-au abținut de la votul acestei hotărâri. Nu, tati, dumneavoastră aveți reprezentant în adunarea generală a acționarilor. Nu știți ce se întâmplă la CET? Eu vă propun altceva, să îi demitem pe toți angamanii, dacă tot nu știu și declară în presă că habar n-au ce se întâmplă la CET și că îi minte directorul, ceea ce eu nu cred. Drăghincescu susține că adunarea generală a acționarilor ar trebui să superviseze procedura de insolvență. Lipsa unei bune comunicări între Consiliul de Administrație și adunarea generală a generat însă mari discuții în cadrul ședinței. În plus, consilierul independent consideră că mai sunt multe schimbări de făcut până ce o societate de distribuție a agentului termic, oricare ar fi ea, să funcționeze în folosul cetățenilor. Eu cred că este o afacere, este o chestie care trebuie să și-o ia, să o gestioneze cum consideră domnia sa, este în regulă. Asta nu înseamnă că noi ca și Consiliul Local trebuie să continuăm să subvenționăm de la bugetul local, din taxe și impozite cetățenilor, o activitate care acel domn probabil va obține profit. Dacă este profitabil, să fie profitabil. Sunt orașe în țara românească în care municipalitatea nu mai subvenționează această activitate. Cel care a venit la Brașov. Hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la SCCSA Brăila nu a primit votul aleșilor, astfel că procedura de insolvență a societății va continua pe același curs ca și până acum.